Astăzi, vrem să ne uităm la motivul pentru care Dumnezeu și-a trimis Fiul pe acest pământ. N-a venit numai pentru a muri pentru păcatele noastre, chiar dacă aceasta a fost nevoia noastră primordială. Însuși Isus vorbește despre aceasta în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 38. Aici el descrie scopul pentru care a venit din cer cu cuvintele acestea. Eu am venit din cer nu să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Este o afirmație uimitoare când stai să te gândești la ea. Pentru că atunci când Isus era în ceruri, din veșnicie, ca a doua persoană a Trinității, N-a existat niciun conflict între voia lui și voia tatălui său. În cer, din veșnicie, putea să spună: Eu fac voia mea proprie, pentru că este aceeași ca a tatălui meu. Dar în momentul în care a venit pe pământ, a devenit ca noi, și dacă a trebuit să fie ca noi, atunci trebuia să aibă libera alegere. Toate ființele umane au libera alegere. Copiii noștri au libera alegere. Dacă vor, pot să nu asculte. Și dacă Isus nu trebuia să fie un robot, și știm că n-a fost, atunci a fost nevoie să aibă libera alegere. Și el însuși spune aceasta din cauza liberei alegeri pe care a avut-o ca ființă umană. Am văzut într-un studiu anterior că Isus a fost 100% Dumnezeu și 100% om. Și din cauza acestui aspect de om 100%, având această personalitate, această parte nu este suficient de înțeleasă sau de accentuată sau chiar acceptată de mulți creștini născuți din nou. Ei cred că îl înjosesc pe Isus sublinind umanitatea Lui. De fapt, ei îl înjosesc neaccentuând umanitatea Lui. Ei cred că dacă spunem că El a fost ca noi, îl considerăm prin aceasta păcătos. Nu! Omul nu a fost creat să fie păcătos și în Isus nu a fost păcat deloc, dar a fost ca și noi și de aceea avea o voință proprie. Și dacă dorea să fie pe placul tatălui său ca om, trebuia să spună nu propriei sale voințe. De aceea spune aici, eu am venit din cer nu ca să fac voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Acest verset, fiind propriile lui cuvinte, dovedește umanitatea sa. Și ar trebui să fim mândri și încântați de faptul că a devenit ca noi. Isus a descris odată venirea lui pe pământ pentru a fi om, comparând-o cu scara pe care a văzut-o Iacov ce se înălța până la cer. A spus aceasta în Ioan, capitolul 1, versetul 51. Adevărat, adevărat vă spun, de acum veți vedea cerul deschizându-se, a spus lui Natanael, și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste fiul omului. Se referea la visul pe care l-a avut Iacov în vremea Vechiului Testament, unde a văzut într-o noapte, pe când dormea, în timpul călătoriei sale, o scară care era de la pământ la cer, și pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând pe această scară. Și Isus aplică aceasta lui însuși. El este acea scară. El este Fiul Omului care conectează cerul cu pământul. Ultima treapta acelei scări nu atingea pământul. Nu ne conecta cu cerul. Iisus nu a venit să stea puțin mai sus ca noi, ci El a venit jos. Partea de jos a scării a atins pământul. El a fost ca noi, de aceea și-a negat propria voință. Prin aceasta ne încurajează să credem că și noi îl putem urma. Deci dorința Tatălui pentru Isus pe pământ a fost ca El să nu fie numai Salvatorul nostru, murind pe cruce în locul nostru, ci pentru a fi și un exemplu pentru noi, așa cum am văzut în ultimul nostru studiu. Noi suntem chemați nu numai să credem în El pentru salvarea noastră și pentru iertarea păcatelor noastre, ci să Îl și urmăm. Aceasta ne cere El să facem în mod continuu. Este un verset foarte frumos în Filipeni, capitolul 2. Cei mai mulți creștini sunt familiarizați cu acest verset. Filipeni 2, cu 5. Gândul acesta să fie în voi, care era și în Hristos Isus. Sau atitudinea aceasta să fie în voi, care era și în Isus Hristos. Care măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși nu a considerat să fie egal cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Aici vedem foarte clar că atunci când a venit pe pământ, el s-a dezbrăcat pe sine însuși de drepturile și de resursele pe care le avea ca Dumnezeu, deși ca persoană continua să fie Dumnezeu. Pentru că a fost un om ca noi pe acest pământ, Cuvântul lui Dumnezeu ne provoacă să avem același gând pe care l-a avut El. Să avem aceeași atitudine pe care a avut-o El față de oameni, față de circumstanțe, lucruri materiale, față de încercări și ispite, față de tot. Secretul adevăratului creștinism este în acest verset. Dacă vrei să fii un ucenic al lui Isus, asta trebuie să faci: permite minții tale să fie transformată în asemănarea cu mintea sau cu gândul lui Hristos. Aceasta nu a fost posibil în vremea vechiului Testament dintr-un singur motiv, că Duhul Sfânt nu locuia în om. Cel mai important eveniment care a avut loc după învierea lui Hristos și înălțarea lui a fost Venirea Duhului Sfânt. Acest lucru este la fel de important ca Venirea lui Isus Hristos pe pământ. Mulți creștini apreciază faptul că Hristos a venit pe pământ, dar n-au înțeles suficient implicarea și binecuvântarea celei de-a treia persoană din Trinitate, Duhul Sfânt, care a venit și el pe pământ. De ce a venit pe pământ? În Vechiul Testament, vizita din când în când oamenii, dar acum a venit să locuiască în oameni, să intre înăuntru, să facă acest trup un templu al lui. Acum, acesta este adevăratul Templu al lui Dumnezeu. Când îl primesc pe Hristos în viața mea și îmi deschid ființa Duhului Său cel Sfânt, El îmi face trupul meu o casă a lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, casa lui Dumnezeu era la Ierusalim, o clădire din punct de vedere fizic. Astăzi, nu mai este o clădire fizică care să fie casa lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3 cu 16 și capitolul 6 cu ne învață că acest corp al nostru este templul Duhului Sfânt și l-a venit în trupul acesta ca să ne dea puterea de a ne controla dorințele trupului nostru și de asemenea să ne înnoiască mintea noastră. Ce înseamnă aceasta? Mintea noastră are un anumit fel de a gândi. Avem un anumit sistem de valori în mintea noastră. Acest sistem de valori l-am primit pe măsură ce am crescut. Din copilărie, din mediul înconjurător, de la oameni și de la natura adamică cu care ne-am născut cu toții. De aceea, toate ființele omenești, indiferent ce religie au, pe măsură ce cresc, devin egoiști, mândri. Adesea geloși pe alții, iubitori de bani, iubitori de plăceri, de confort, care caută folosul lor. Aceasta caracterizează toată rasa umană, indiferent de religie. Scopul lui Dumnezeu este că atunci când Hristos intră în viața noastră, și noi ne deschidem ființele pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt. Nu doar pentru a primi iertarea pe care Isus ne-a dat-o pe cruce, ci mai presus de aceasta, când ne deschidem ființele și îi permitem Duhului Sfânt să ne controleze, ceea ce se va întâmpla va fi schimbarea modului nostru de a gândi. El ne va schimba sistemul nostru de valori. Ne va face să gândim tot mai mult asemenea lui Isus când era pe pământ ca om. Crezi că aceasta se întâmplă cu majoritatea creștinilor? Din păcate, nu. Câți creștini găsești care să fie serioși, care să vadă lucrurile așa cum Isus le-a văzut, care să caute din toată inima lor, chiar dacă nu dobândesc, dar măcar caută din toată inima lor să urce acest munte cu puterea Duhului Sfânt? Să privească la oameni, la lucruri și la circumstanțe și așa mai departe, precum Isus le-a privit. Aceasta este însemnătatea acestei porunci. Aceasta nu este o sugestie. Inspirat de Duhul Sfânt, Pavel spune în Filipeni 2, versetul 5, Voi trebuie să aveți gândurile lui Hristos, trebuie să aveți aceeași atitudine pe care a avut-o Isus. Asta înseamnă că trebuie să ne uităm la oameni, așa cum Isus s-a uitat la oameni. Trebuie să ne uităm la o femeie, așa cum Isus s-a uitat la o femeie, cu curăție. Trebuie să ne uităm la lucrurile materiale, așa cum Isus s-a uitat la ele. Nu într-un mod lacom și zgârcit, căutând să apucăm cât de mult cu putință pentru noi înșine, ci fiind mulțumitori cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Și când avem mai mult decât ne trebuie, să binecuvântăm pe alți oameni care sunt în nevoie. Așa a fost Isus. El nu a luat toți banii pe care îi dădeau oamenii ca să îi țină pentru el însuși. Nu. El îi dădea săracilor. Citim aceasta în Ioan 13, versetul 29. El însuși era așa de sărac că nu avea un loc unde să-și plece capul. Dar orice primea de la oameni, el dădea săracilor și, de asemenea, celor din jurul lui, care erau în nevoie. În același timp, citim în același verset din Ioan 13, cu 29, că a cumpărat ce era nevoie. Nu este nimic rău să ne folosim de banii noștri pentru a cumpăra ceea ce avem nevoie. Dar foarte des trebuie să spunem că mulți creștini nu și-au schimbat atitudinea lor față de bani, pentru că nu au permis Duhului Sfânt să le reînnoiască modul de a gândi, transformarea după asemănarea lui Hristos. Este scopul lui Dumnezeu pentru noi. În Romani capitolul 8, versetul 29, citim un cuvânt așa: predestinat sau hotărât mai dinainte, în versiunea Cornilescu. Subiectul predestinării a fost discutat de așa de mulți învățători ai Bibliei și sunt multe interpretări. Sunt oameni care spun că unele persoane sunt predestinate să meargă în iad și anumite ființe umane sunt predestinate să meargă în rai. Eu nu știu de unde au ideile acestea. Cu siguranță nu din Biblie, pentru că nu există nici măcar un singur verset în Biblie care să spună că cineva este predestinat să meargă în rai sau în iad. Cuvântul predestinare în Biblie. Nu este în legătură cu Raiul sau Iadul. Aceasta nu este destinația pe care Dumnezeu a planificat-o pentru noi. Predestinare înseamnă destinația este stabilită dinainte. Dumnezeu a stabilit destinația pentru noi, care suntem copiii lui. Și vreau să vă spun, deși o să vă surprindă, că nu este Raiul. Atunci care este? Acea destinație este, conform Romani 8 cu 29 asemănarea cu Isus Hristos. Spune aici că i-a predestinat pe cei care sunt aleși și chemați, pe care îi știa mai dinainte. Când spune că îi știa mai dinainte, înseamnă că el cunoștea mai dinainte pe anumiți oameni care vor răspunde cerințelor lui Hristos. Așa că a făcut un plan pentru ei, chiar încă dinainte de a se naște. El știa cine va răspunde chemării lui Hristos încă dinainte de a crea lumea. De aceea a putut să le scrie numele în Cartea Vieții. El știa cine vor fi aceia care vor îndura cu credincioșie până la capăt, încrezându-se în Isus, și numele lor au fost puse în Cartea Vieții. Și El a pregătit o destinație pentru ei, ceea ce Biblia numește predestinare. Și acea destinație este asemănarea totală cu Hristos. Cu alte cuvinte, dacă vrei să mă întrebi care este ultimul plan al lui Dumnezeu pentru mine, ce a predestinat pentru mine, care este predestinarea mea, în mintea mea este totul foarte clar. În personalitatea mea, să fiu în totul ca Isus Hristos. În atitudinea mea față de oameni, față de lucruri, în slujirea altora. Totul în viața mea. Și vreau să vă spun că această țintă este mai mare decât a pleca în rai. A pleca în rai poate fi o dorință foarte egoistă. Dorința de a scăpa de iad poate fi o dorință foarte egoistă. Niciun om fără înțelepciune nu vrea să meargă în iad. Niciun prost nu vrea să meargă acolo. Nimeni nu vrea să meargă acolo. Numai un om care nu înțelege ce este iadul va vorbi în mod ușuratic de iad. Altfel, nimeni, nicio persoană rezonabilă nu ar vrea să meargă acolo. Nici măcar un prost. Dacă alegi Raiul, nu înseamnă că ești o persoană duhovnicească. Ai alege un palat sau o colibă în care să locuiești? Dacă alegi un palat, nu înseamnă că ești duhovnicesc. Alege Raiul poate fi o dorință egoistă. Dar țelul este acesta, nu Raiul sau iadul ci asemănarea cu Isus Hristos. Și acest proces începe chiar de aici, chiar acum. Imediat ce Hristos intră în viața noastră și Duhul Sfânt ne umple, Dumnezeu începe lucrarea în noi. În Noul Testament această lucrare se numește Sfințire. Cuvântul Sfințire înseamnă să fii separat. Separat de ce? Separat de, vă rog să ascultați atenți, de tot ce nu este asemenea lui Hristos. De tot ce este Adamic, avem mult din natura lui Adam în noi. Și această natură este egoistă și mândră. Ne gândim numai la noi înșine și ne uităm la alții în jos, de parcă ei ar fi sub noi. Când Isus a venit pe pământ, El nu a făcut niciodată așa ceva. El nu s-a uitat de sus la nici o ființă umană. Cel mai de jos cerșător era pentru el la fel ca regele Irod, sau Pilat, sau oricine altcineva. Toți erau egali, așa cum toate ființele omenești sunt egale înaintea lui Dumnezeu. Și el nu s-a gândit numai la sine însuși. Chiar prin faptul că a venit din cer, ne arată că nu era egoist deloc. De ce a venit din cer pe pământ? N-a venit pentru a primi ceva pentru el însuși. Noi poate că facem fapte creștine sau sociale, pentru a ne mulțumi pe noi înșine, că facem ceva pentru Dumnezeu. Isus n-a venit pe pământ pentru a obține o anumită satisfacție, că face ceva pentru Tatăl său. El a venit dintr-un motiv curat, neegoist, cu dragoste, de a ne aduce și pe noi unde este El să ne scoată din groapa în care suntem și să ne ducă acolo unde este El, să ne bucurăm de tot ceea ce se bucură El. Dorința Lui a fost să ne bucurăm de ceea ce are El. Aceasta este cu totul lipsit de egoism. Așa este o mamă. O mamă bună și un tată bun vor ca copiilor să se bucure de ceea ce ei se bucură și să se bucure chiar de mai mult. Manifestarea de dragoste, cea mai lipsită de egoism, ce putem vedea pe fața pământului, este dragostea mamei pentru copilașul ei. Este gata să sacrifice așa de mult pentru ca copilașul ei să-i meargă bine. Aceasta este cea mai pură formă de dragoste pe care poți să o vezi pe acest pământ. Acum înmulțește această dragoste cu un milion și vei înțelege dragostea lui Dumnezeu. Este fără egoism. Și Hristos a venit pe pământ pentru a ne schimba, noi nu ne putem schimba pe noi înșine. Este imposibil. Nu contează cât ne vom strădui. La exterior vom părea sau vom pretinde că suntem buni, neegoiști, pentru că obținem cinste pentru aceasta. Putem să ne facem un nume rău dacă ne purtăm cu mândrie sau egoiști. Deci putem să ne prefacem că suntem neegoiști, să ne prefacem că suntem smeriți și să ne facem astfel o reputație. Dar aceasta nu este creștinism. Creștinismul este atunci când viața noastră interioară se schimbă, când suntem aceeași și în interior. Când Isus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, ce a vrut să spună prin adevăr? Opusul adevărului este minciună. Ceea ce a vrut să spună este, în mine nu este minciună. Eu nu mă prefac. Eu nu joc teatru pe din afară, dacă nu sunt așa și în interior. Adevăr înseamnă realitate. Eu sunt real. Creștinii trebuie să fie adevărați sau reali. Trebuie să te arăți la exterior exact cum ești la interior. La început nu este așa. Suntem toți niște ipocriți, niște actori, niște prefăcuți. Natura adamică pe care am oștenit-o din copilărie, ne-a învățat să ne prefacem, să jucăm teatru. Să facem ceea ce acceptă alți oameni. Hristos a venit să ne schimbe interiorul. Și când vedem că aceasta este destinația pe care Dumnezeu însuși a planificat-o pentru noi, putem fi destul de siguri că El va face totul să ne ducă la această destinație. Citim în Romani 8 cu 28, versetul care precede versetul 29, că Dumnezeu face ca totul din jurul nostru să lucreze împreună spre binele nostru. Și care este acest bine? Este menționat în versetul următor. Să ne facă asemenea lui Hristos. Deci Dumnezeu are o țintă în relația Lui cu noi. Și această țintă este să ne facă complet asemenea Lui Hristos. Și toate evenimentele sau circumstanțele sau lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, sunt planificate de Dumnezeu pentru a atinge această țintă, a deveni ca Hristos. Dumnezeu e foarte serios cu privire la aceasta. El este hotărât să ne ducă acolo, cu orice preț. Și dacă și noi conlucrăm cu El, vom ajunge la țintă destul de repede. Dar dacă nu cooperăm cu El, ar trebui să ne tragă. Dar El cu siguranță nu va face aceasta. Pentru că Dumnezeu respectă libera alegere a omului. Și cea mai clară dovadă a acestui lucru este că dacă o persoană vrea să meargă în iad, Dumnezeul la tot puternic nu o oprește. Nu e acesta un lucru uimitor? În fiecare zi mor milioane de oameni în păcat, mergând spre iadul cel veșnic, separați de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu îi oprește. Dacă vor să meargă acolo, sunt lăsați să meargă. De ce este așa? Chiar dacă Dumnezeu știe că acesta este un lucru îngrozitor pentru ei, dacă ei aleg să meargă acolo, El nu se opune. El nu va forța pe om să intre în prezența Lui. Nu îl va lua pe om de gât să-i spună, Tu trebuie să vii în rai. El ne dă libertatea alegerii. Chiar după ce l-am primit pe Hristos ca Salvator și Duhul Sfânt vine la noi. Și atunci ne respectă libertatea de a alege. El ne spune: Dacă vrei să ajungi la această destinație, de a deveni ca Hristos, ești binevenit. Dar dacă nu vrei să ajungi acolo, nu te voi forța. Și acesta este motivul pentru care milioane de credincioși născuți din nou nu cresc spiritual spre asemănarea cu Hristos. Chiar după 20-30 de ani de la nașterea din nou, ei sunt egoiști, mândri, geloși. Mânioși, supărăcioși, aproape că nu este nicio diferență între acești așa numiți creștini născuți din nou și cei ce sunt atei. Câteodată ateii se comportă mult mai bine. Care este motivul? Unul dintre motive ar fi că acești oameni nu sunt cu adevărat născuți din nou. Probabil au trecut printr-o formulă învățată de la un predicator care le-a spus aceste cuvinte magice. Doamne Iisuse vin în inima mea. Ca un fel de abracadabra care credeau că îi va schimba, dar n-au fost sinceri în inima lor. Nu a fost acolo pocăință, întoarcere de la păcat. Nu a fost nicio recunoaștere a ceea ce a făcut Hristos pentru ei, prețul care a fost plătit pentru ei. Și astfel, ei răspund într-un mod egoist, pentru că vor să meargă în rai. Sunt amenințați că vor merge în iad dacă nu cred. Așa că ei cred. Aceasta este o categorie de persoane. Cealaltă categorie de oameni sunt aceia care au fost cu adevărat născuți din nou, dar care nu au înțeles că Dumnezeu are toate resursele pentru ca ei să aibă mintea controlată de Duhul Sfânt și astfel să poată fi transformați în asemănarea cu Hristos. Puterea Duhului Sfânt este ca electricitatea. Noi suntem ca becurile. Numai când curentul trece prin bec, luminează. Altfel, are doar capacitatea de a lumina, dar nu luminează. Dorința lui Dumnezeu este să ne deschidem ființa. Nu ne spune să luminăm pe cont propriu. Nu. El știe că nu putem face aceasta. El ne spune să ne deschidem ființa puterii Lui, puterii Duhului Sfânt. Viața creștină este cu adevărat foarte simplă, mai exact foarte plăcută. Pentru că El nu se așteaptă să facem nimic pe cont propriu. Dumnezeu spune: Deschideți Ființa Puterii Duhului Sfânt și eu te voi schimba. Responsabilitatea schimbării noastre o are Dumnezeu? Destinația e hotărâtă de El. El influențează lucrurile în diferite circunstanțe ale vieții, lucrează și în interiorul nostru toate pentru a ne face ca Hristos. Deci când ai o poruncă ce zice să ai gândul sau atitudinea care era și în Hristos, el este acela care dorește să facă aceasta în noi, dacă dorim și noi să ne schimbăm. El ia complet responsabilitatea de pe umerii noștri de a ne transforma. Tot ceea ce avem de făcut este să ne dorim aceasta. Tu dorești? Asta e tot ce Dumnezeu vrea de la tine. Dumnezeu să te binecuvinteze.